Mars! Efectivul conducerii și statului major al unității militare, care organizat la nivel de secții și servicii, are ca obiectiv îndeplinirea acțiunilor de planificare, asigurare, evidență și control, precum și monitorizare respectării programe pregătirii de loc, discipline militare, a statutului de drept de către întreg efectivul de militare al brigăzii, șef de remară al statului major, locotenent colonel Eduard Putin. Menționez că mare parte activității de stat major este îndeplinit inclusiv de cadre militare femei. Urmează principală subunitate de luptă a brigăzii, batalionul 11 motorizat, comandant de batalion, major Ghenadi Zara. De menționat că efectivul batalionului a înregistrat următoare succese în procesul pregătirii de luptă, la aplicațiile și exerciții militare cu traje de luptă la centru de instrucție, în procesul de reutilare și restabilire tehnicii de luptă, servicii trupii, și în final, în cadrul diverselor aplicații tactice și activități educative și tematică militar-patriotică. În fața dumneavoastră deplasează batalioane de artilerie și rachete antitank dirijate. Precizăm că artileriștii brigăzii 1 infanterie motorizată și-au consolidat întreaga forță, moralul de luptă și capacitățile profesionale, demonstrând succes la efectuarea trage de luptă din piesele de artilerie și schemele de lansare a rachetelor antitank.
Din regulamentul instrucției de front al forțelor armate ale Republicii Moldova. Dumneavoastră observați cu ce dibăcie soldații mânuiesc carabinele. Aceste ușurințe în mișcări ascund după sine un ciclu de antrenamente grele și bine determinate, care au dat posibilitatea ca pe parcursul unui timp scurt să ajungă la rezultate bune. Conducerea subunităților militare pentru executarea unor mișcări și poziții specifice instrucției de front se realizează prin comenzi, care nu reprezintă decât un ordin al comandantului prin care se declanșează executarea unor acțiuni și mișcările militare. Comenzile trebuie să fie clare, scurte și precise. Comanda întotdeauna este urmată de execuția energică, imediată și completă a acțiunii și mișcării. Atât mai mult, însă și instrucția de front este o disciplină de cadru instrucției militare generale, a cărui scop primordial este însușirea de către militari a pozițiilor și mișcărilor specifice desfășurării activităților și acțiunilor militare. Ulterior,
formare de prinderilor necesare executărilor obiectivele instrucției de front, cuprind formare de prinderilor de luptă de bază, uniformizarea executării mișcărilor, realizarea coeziunii subunităților militare, acordarea corectă a semnelor exterioare de respect. În linii generale, instrucția de front cuprinde instrucția de front a militarului și instrucția de front a subunității. De asemenea, pentru învățarea pozițiilor și mișcărilor militare, își pot comanda și executa propriile comandă. Dumneavoastră, veți observa că în urma atacului mașina va fi oprită. Focul asupra inamicului, în restul militarilor, efectuează capturarea mașinii, concomitent cu nimicirea echipajului acesteia, fără a lăsa careva o statici. Scopul principal al ambuscadei efectivă demonstrează cadă de nimicire în frangularea inamicului. Puterea de lovitor direct de la caral, împunge cu armă, lovitor cu patul larg. Coborârea adversarului prin răsuțirea piciorului. Dezarmarea adversarului care atacă baionetul pumnal. Acțiuni de eliberare a ostaticului.
61 mai remorchează și tunul antitank MT-12 calibru 100 de milimetri. Dar la rândul meu, masul este destinat pentru nimicirea și neutralizarea personalului, a mijloacelor de foc adăpostit și neadăpostit, ale bateriilor de obuziere și aruncătoare de mine ale inamicului. Distrugerea lucrărilor de fortificație și blindatelor inamicului și terenului.